Săceraja S.A. anunță locuitorii Comunei Poarta Albă că joi 24 noiembrie se va întrerupe furnizarea apei potabile în intervalul orar 9-17. În acest interval orar se vor executa lucrări de remediere a unei avarii la conducta principală de alimentare cu apă în zona podului rutier din localitate. Săceraja S.A. este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile joi 24 noiembrie 2016 în intervalul 917. Vor fi afectați de această avarie toți consumatorii din Comuna Poarta Albă. Pe această cale, reprezentanții societății de apă își cer scuze față de abonați și îi asigură că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, toți consumatorii afectați de această oprire sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscaznic pe perioada întreruperii furnizării apei.